Specialiștii în educație spun că noile măsuri sunt menite să ascundă probleme grave din sistemul de învățământ de la noi. Nu poți să înlocuiești calitatea prin cantitate. Educația șmerie, pentru că nu fac ceea ce simt ar trebui să facă. Eu mă întreb cum se descurce profesorii cu... La rândul lor, elevii avertizează că fără schimbări coerente în educație care te atragă pe copii, lucrurile nu vor merge mai bine. Hai de ghieza! Angajații primăriei susțin că au numărat gropile de pe străzile Bucureștiului și că ar fi doar 800. Multe au fost deja reparate, spune primarul capitalei. Avem 800 de gropi identificate la începutul primăverii. S-a acționat deja de către administrația străzilor pe 600 de gropi. Dar șoferilor din București li se pare mică cifra anunțată de primărie. Eu nu traversez chiar Bucureștiul, merg cu un sfert de zi și doar acolo cred că nu putem număra doar 800. De altfel, șoferii au raportat mii de gropi pe aplicațiile folosite în trafic, gropi care provoacă daune grave mașinilor și pierderi financiare proprietarilor. Utilizatorii aplicației Waze, cu ultimele 3 zile, au raportat peste 7500 de gropi în carosabil din București. Cei drept, multe raportări sunt pentru aceeași groapă, dar chiar și așa, potrivit reprezentanților comunității Waze, sunt în prezent cel puțin 1500 de gropi nereparate în tot orașul. Oamenii se plâng și că nu pot respira din cauza prafului. Orașul arată după perioada de iarnă foarte rău pentru că sunt foarte murdare străzile și trotuarele și tâlpișorii de protecție. De adevăr, este un strat foarte gros. O soluție ar fi spălarea arterelor principale cu detergent prietenos cu mediul, operațiune ce ar reduce nivelul de praf cu 90%. În acest moment, operatorii de salubritate spală doar cu apă, care curăță doar jumătate din praf, iar pe restul îl ridică în aer. Dar depinde foarte mult de colegii noștri de la sectoare dacă vor impune această obligativitate către toți operatorii de salubritate. O altă problemă o reprezintă gunoaiele aruncate pe terenurile virane, care au devenit focare de infecție. Suntem în sectorul 1, unde pe vremuri era celebrul IAS Mogoșoaia. În această zonă erau barăci pentru muncitori, însă acum totul s-a distrus, iar terenul s-a transformat într-o adevărată groapă de gunoi. Poliția locală susține gradatamente atunci când i-a prins pe totaș. Ne confruntăm cu o mare problemă în ceea ce privește identificarea propriu-zisă a proprietarilor.
De la începutul anului, Poliția Capitalei a dat 232 de sancțiuni pentru aruncarea gunoaielor pe spațiul public. Atenție, amenziile sunt usturătoare. Dacă aruncați chiar și un chiștoc de țigară pe stradă, riscați amendă de 5.000 de lei. O veste bună pentru cei care nu și-au depus la fisc declarația unică. Dar și pentru organizațiile non-profit care au mai mult timp să strângă donațiile. Guvernul a decis să prelungească până pe 31 iulie, data până la care pot fi depuse declarația unică de venit și formularul de direcționare a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit. Termenul limitei inițial era pe 15 martie, dar la solicitarea ONG-urilor și pe fundul deselor probleme apărute la sistemul informatic al ANAS, executivul a prelungit acest termen cu 4 luni și jumătate. România pierde anual populația unui oraș de mărimea Piteștiului. Asta arată un studiu despre criza de pe piața forței de muncă. Patronatele atrag atenția autorităților că în câțiva ani vom avea nevoie de o jumătate de milion de angajați noi, iar dintre școală vin tot mai puțin elevi și studenți. Presiunea pe bugetul de pensii va crește, mai ales că până în 2030 populația generală în proporție odată să scadă cu peste 2 milioane de locuitori. Colegul nostru Mihai Peticilă vine cu explicații. Bun găsit! Acum 2 ani am avut cea mai mare migrație din ultimii 7 ani. Au plecat din România aproape 220.000 de oameni, iar anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 50 de ani, potrivit Institutului de Statistică. În Uniunea Europeană sunt doar 5 țări care pierd populație. Iată-le aici, noi suntem pe primul loc. În 2017 am pierdut 120.000 de oameni. Partea albastră este diferența între nașteri și decese, iar cea portocalie între cât au plecat și cât au venit la noi în țară. Această bucată, practic, este populație de mărimea unui oraș cât Piteștiul și, practic, nu mai există. Semnalul de alarmă tras de patronate se bazează și pe aceste cifre din raportul făcut de către Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române și KPMG. Populația activă de la noi, cu alte cuvinte, cei care au muncit pe contract măcar un an în viața lor, este aici 9,1 milioane de oameni, ceilalți, populația inactivă, 10,5 milioane. Elevii, copiii, plus pensionarii, e bine, și aceștia aproape 2 milioane de oameni care sunt teoretic persoane active, dar ei nu se află nicăieri, nici la muncă, nici la facultate, nici la școală. Iată ce spun specialiștii despre ei. 975.000 sunt net. Deci tinerii care nu se regăsesc sub 34 de ani, care nu se regăsesc nici pe piața muncii, nici în sistemul de educație. Ce mai știm? 215.000 sunt beneficiari de ajutor social. Avem, de exemplu, 786.000 de persoane cu dizabilități, din care 175.000 sunt apte de muncă, dar din care numai 33.000 lucrează. La recensământul din anul 2018 erau 1.100.000 și ceva, 110.000 persoane casnice. Migrația, nașterile puține, educația de slabă calitate. Toate acestea au efecte asupra pieței muncii, spun specialiștii. În câțiva ani, economia va avea nevoie de o jumătate de milion de angajați. Dacă actualele tendințe se vor menține, populația ar putea scădea cu aproape 2 milioane de locuitori până în 2030. Pe lângă dificultățile de pe piața muncii, avem și un impact la nivelul sistemului public de pensii. La criza de forță de muncă pune umărul și statul, potrivit sindicatelor. Datele oficiale arată că majorările salariale pentru bugetari au fost de peste 20% în medie pe brut în ultimii 2 ani, în timp ce angajații din privat au avut creșteri medii de doar 13%. Avem o diferență pe net, subliniez acest lucru că e important între brut și net. Între salariul mediu bugetar și salariul mediu din mediul economic, din sectorul economic, de 1.000 de lei, ceea ce este complet anormal. Concluziile și recomandările studiului despre piața forței de muncă sunt și pe site-ul nostru, știrileprotv.ro. Parlamentarii Coaliției de Guvernare vor să voteze pe repede înainte legea bugetului de stat. Mâine sunt programate și dezbaterile și votul final, iar aleșii puterii vor să treacă legea fără modificări cerute de președintele Klaus Iohannis, care a catalogat documentul ca fiind bugetul rușinii naționale și l-a retrimis Parlamentului. Între timp, premierul Viorica Dăncilă l-acuză din nou pe șeful statului că pune piedici programului de guvernare. Coaliția de guvernare vrea să adopte legea bugetului pe 2019 cât mai repede, fără modificări. Asta deși șeful statului are trimis în Parlament documentul, spunând că este construit greșit pe cifre false și gândit pentru a servi intereselor PSD.
Mâine dimineață de la ora 10 vor fi comisiile încă de buget finanțe din Camera Deputaților și Senat. Urmând ca mâine la ora 14 să avem plenul reunit, nu cred că o să fie probabil analizăm doar să observ președintele. Pe de altă parte, opoziția nu critică doar graba a coaliției de guvernare, ci și faptul că nu dorește modificarea bugetului, așa cum a cerut președintele. Vom avea același buget supradimensionat, bazat pe o creștere economică suprarealistă, vor tăia tot de la investiții și vor duce la cheltuieli exact cum au făcut de 2 ani de zile și România o să se trezească în continuare și fără autostrăzi și fără infrastructură spitalicească. Premierul le-a cerut parlamentarilor să discute bugetul cât mai repede și l-a acuzat pe președinte că dezinformează atunci când vorbește despre deficitul din bugetul de pensii. Consider total iresponsabile declarațiile domnului președinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor și creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii. Ieri președintele a promulgat doar bugetul asigurărilor sociale de stat, adică pe cel al pensiilor și al alocațiilor, dar a refuzat să semneze bugetul de stat, cel prin care sunt împărțiți banii pentru instituțiile locale și centrale. Odată votată în Parlament, legea bugetului de stat va fi trimisă la Cotroceni pentru promulgare. De data aceasta, șeful statului nu mai poate refuza semnarea documentului. În ultimii 20 de ani au mai fost cazuri în care legea bugetului de stat a fost votată cu întârziere, în aprilie sau mai, dar și mai devreme, de 1 ianuarie. Strategia de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană a devenit și mai confuză. Acordul de Brexit încheiat de guvernul premierului Theresa May cu Uniunea Europeană a fost respins de Camera Comunelor pentru a doua oară. Parlamentarii au refuzat acordul cu 391 de voturi împotrivă și 242 pentru. Diferența de 149 de voturi e totuși mai mică decât la prima respingere din ianuarie. Theresa May a cerut ca membrii Camerei Comunelor să voteze din nou mâine. De data aceasta urmează să decide dacă Regatul Unit ar trebui să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie fără acord. Iar dacă majoritatea parlamentarilor nu susține perspectiva unui divorț fără acord, ar mai putea urma un vot joi pentru o posibilă amânare a Brexitului. Un scandal de amploare zguduie reputația universității americane. Celebrități și oameni de afaceri ar fi dat bani pentru a-și înscrie copiii la facultate în schimbul garantării admiterii. Revenim cu detalii după pauză, rămâneți cu noi. O bere legendară ca Ursus fără alcool. Merită stabulată cu oameni extraordinari. Un legendar Ursus fără alcool. Cele mai bune soiuri de alune vin din Argentina. Le cresc cu grijă, le portează cu atenție și le prăjesc încet, pentru un gust bogat și proaspăt. Crocante! Dar și cremoase! Încearcă alunele Nutline, pregătite din cele mai bune soiuri argentiniere. Nutline, bine crescute, bine prăjite. Nivea Men și Real Madrid prezintă Nivea Men D. Noul antibacterial cu puterea carbonului oferă o protecție imbatabilă cu efect antibacterian și un parfum puternic masculin care durează. Noul antibacterial cu Nivea Men D. Nivea Men, totul începe cu tine. Am reștit-o pe toate. La Leroy Merlin alegi ca un cunoscător la un preț câștigător, pictor cu aer cal la doar 39 lei și mașină de găurit Texter Glossul de bat la numai 129 lei. Leroy Merlin, împreună cu prima casă. Pentru un milion de utilizatori, lucrurile bune au venit deja. Fă-ți ca un plan card și vino pe 13 martie să sărbătorim cu o reducere de 10% la cost.
părul lung și frumos, încearcă Gris Supreme Length. Formula sa cu extract de bujor și microlipide se îngrijește în profunzimea părului lung și protejează împotriva vârfurilor verticale. Gris Supreme Length, pentru cele care iubesc părul lung. Deci ori sau alegi Gris Supreme Length. Câștigă noi momente pentru tine cu fiecare produs Doncate. Timp de 100 de zile poți câștiga un espresso pe zi sau una din zecile de mii de cești Doncate. În plus, îți automat în tragerea la sort pentru marele premiu, unul dintre cele 2 milioane. Cumpără orice produs Doncate, înscrie bonul fiscal pe doncate.ro sau prin SMS la 1735 și câștigă cu momentul tău Doncate. Dura ta oferta Radua pentru Renault Megane Sedan, seria limitată business, cu până la 5 ani garanție, revizii incluse și dobândă fixă de la 11.950 de euro TVA inclus. La Kaufland gripul devine mai ușor cu Sichuan robot de bucătărie 600 W și capacitate gol de 5 litri la 199,90 lei. Kaufland. Și săptămâna e bună! Actrițele Felicity Huffman, cunoscută din serialul Neveste Disperate, și Lori Loughlin din Casa Pină, sunt acuzate că au dat mită pentru studiile copiilor. Dosarul de înșelăciune și fraudă vizează familii bogate și universități de elită din Statele Unite. Cele două vedete se numără printre zecile de persoane acuzate că au dat mită sumă între 200.000 și 6 milioane și jumătate de dolari pentru a-și înscrie copiii la universități de elită. 200 de agenți FBI au fost implicați în ancheta la nivel național. Unii dintre părinții acuzați în acest dosar sunt șef de firme, investitori imobiliari, avocați de prestigiu. Copiilor au fost acceptați în universități precum Yale, Georgetown, Stanford și UCLA. A fost puși sub acuzare și îndrumător de colegiu care a fi primit mari sume de bani în timpul garantării admiterii și chiar a fi falsificat teste de admitere. Sport acum, în ziua în care Real l-a prezentat pe Zidane, Craiova l-a numit președinte pe Cârțu. Lasă intră în istorie campion cu Craiova ca jucător, antrenor și președinte. Cârțu a fost fiind președinte în ziua în care Craiova a urcat pe locul 2. În 21, o trebuie la oasitul cu Cârțu. Așa, dacă mai e cineva care a luat campionatul ca fotbalist, a luat campionatul ca antrenor și să ia campionatul și în postul ăla de președinte. Cârțu nu plânge după Mitriță. Prezenta lui Mitriță la momentul ăsta ar fi fost mult benefic pentru Craiova. 7 milioane, 7 milioane, cine poate să spună nu? Cârțu nu vrea să ia locul lui Magia, nu mai antrenează ca să nu aibă probleme cu inima. Vă ajutai, primul italien, este să se mă vestim eu. După venirea lui Cârțu, Marcel Popescu nu mai e numărul unui club. Cei doi au fost împreună la ultimul titlu. Au trecut 28 de ani de la un ultim event, istoria trebuie descrisă. CFR a scăpat în sfârșit de Baptista, jucătorul a casat 6.000 de euro pe minut la Cluj, fără să dea un gol. Fostul jucător al lui Baptista, aproape după 6 luni de la Cluj, el a încasat 100 de milioane de euro și a prins doar 42 de minute în 3 meciuri. Bestia are probleme la genunchi și se va retrage din fotbal. Pentru CFR urmează meciul cu Viitorul, echipa care tocmai a bătut-o pe CSB. Echipa care i-a bătut pe CFR a avut la el casă. Viitorul i-a bătut pe CFR când i-a prins din 8 meciuri sau 10 meciuri, cred că am pierdut unul. Matematica alcăldează pe Hagi. În ultimele 10 meciuri CFR are 5 victorii și Viitorul 4. Busul vine cu veștile despre Fred. Da, bună seara din nou, dragi prieteni. Ziua de mâine aduce soare, vreme bună. Temperaturile sunt în limite normale, adică ceva mai scăzute. Prin vest, prin nord-vest, prin zona centrală, o să apară treptat câțiva nori de ploaie. Joi, avem o atmosferă cam închisă în sudul țării picură trecător, pe la multe condiții de lapoviță și din soare. Vinerea, atmosfera e cam schimbătoare, plouă slab în vest, în nord-vest, în centru, e lapoviță în zona montană. Dimineața mai vin câțiva stropi și prin sud-est, iar vântul
devine activ în vestul României. Sâmbătă vremea se încălzește, avem de la 8 la 15 grade, în jumătatea sudică a țării se anunță o zi foarte plăcută, cu soare, în nord s-ar putea să fie 2-3 strop de ploaie, dar mai multe aflați de la Daniel mâine dimineață. La revedere! Știrile nopții se opresc aici. Una pe frumoasă! Toată mâine! Este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului. Acțiune. Programul conține scene de violență fizică și limbaj licențios. Mustang, this is Big Tom, bringing out the full package.
go. Party before Diaz? No, sir. Not overrated. Yes, sir. Oh my gosh. Where'd that come from? Thank you.
picioare. Ha?
Security and Chief Aide, Mr. Parker. Always a pleasure. Mr. Matthew.
taking Davis to take care of security by the night. Right, Mr. If you would follow me on you, please. Să fie cu promo pe lei.ro.
lei cucerește seriile de film. Thank you.
Thank you.
Na, hova lett el a... Hol van a világ innen? Hol van a... azok a nagy világok innen? Hát itt vezet. Mi? Hát ha itt. Vaj, már rég nem voltam itten. Ide mit tenni egy széket? Emlékszette még, amikor az a kicsi asztal ottan volt, igen, és a fix telefon ottan volt, emlékszel? A fix telefon. Nem? Hogy nem? Hogy nem emlékszem? Hogy nem érdekel a könyvben. Hogy bőzött? Mi? Meg az ingészetben el szeretett. Mi? Higgyeztetek el. De a tiéd a kicsi asztal itten van. Hé. Tiéd a kicsi asztal itten van, az a kicske. Az a kicske. Az is elég a kicske. Ez az. Azt az a piros felnyelő asztalt adta oda Mártának. Tegyem le a hogyfúnyákon, egyet imádkozunk is, hogy kérjük a Jóistent, hogy adjon erőt, békességet. Kérjük a Jóistent, hogy adjon erőt, békességet, egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, türelmet. Leutatom a lámpát, igen, ahogy mondtad. Az Atya, a Fiú, Szent Kegyen, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék már a Te neved, jöjjön el, Te országod legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és nem minket a kísértésbe, de szabadíts meg gondolszál meg. Üdvözlés már a kegyelmet teljes azon a Te veled, áldott az asszonyok között, áldott a Te mennyed gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz már a Istenem Szent Anya, imádkozzá életünk bűnösökké most is halálunk orrán, Amen. Az Atya, a Fiú, Szent Kegyelmet nem jön Amen. Drága Jó Istenem, köszönjük, hogy megsegítettél, megértük ezt a napot, adta előtt, hogy egészséget, drága Jó Istenem, szabadíts meg minket minden rosszul, bajtó szenvedésünktől, kiadásunktól, lelki problémáinktól, sátánnak a rosszat a valót, minden rosszul, bajtó szenvedésünktől, betegségünktől, kiadásunktól, lelki problémáinktól, minden bajtó rosszul, drága Jó Istenem! Drága Jó Istenem! Szabadíts meg minket minden rosszul, bajtó, minden
betegségektől, szenvedésektől, kilódásunktól, lelki problémáinktól, sátának alatthatom arról, minden bajtól, lelki problémáinktól, betegségektől, drága jó Istenem, add erőt, békességet, szeretet, boldogságot, minden jót, áldást, békességet, egészséget, türelmet, szeretet, boldogságot, minden jót, drága jó Istenem, bocsáss meg, hogy mindenkinek, bűnénket, mert sokat végeztük, de lenni gondolta, szóval csak a moralizásra vétege hazugságról rögtünk is, átkoztunk is, tránkot, hogy mind rosszat csináltunk. Drága jó Isten, köszönjük, hogy meghallgattál. Legyen áldott, nem az legyen üdvözött. Amen. Mondtál egy két évet? Nincsen kávé, nincs. Neked ki a... Elhéje, vagy békébe, elhéje. Hova, mit csinál? Kivel vagy mérges? Mi? Leán? Igen. Miért?